Radio Ring Media și-a sărbătorit sâmbătă 6 ani de la înființare. Între orele 15 și 22, în studioul radioului a avut loc o petrecere maraton de 7 ore, cu invitații din partea autorităților locale și nu numai. Echipa formată din Mircea Hodănău, Marius Hin, Cosmina Păcuraru, Dan Radu Gemeș, Cristina Bozeșan, Laurențiu Suciu, Vero și Necro a fost alături de ascultători, oferind numeroase premii. Emisiunea interactivă a putut fi ascultată integral pe internet, fiind cea mai lungă transmisie live pe internet de până acum. S-au bucurat alături de Radio Ring ascultători din Statele Unite, Israel, Germania, Canada și chiar Japonia. Cel puțin de când sunt eu la Radio Ring, ultima perioadă a fost una, să spun, foarte bună. Am încercat să acoperim o zonă foarte mare în ceea ce privește diversitatea programelor și a evenimentelor care sunt în zona media și în zona de recepție Radio Ring, adică și acele județe, Mureș și Alba, unde datorită vouă ajungem în casele celor care recepționează televiziunea RCS. Am avut foarte multe evenimente în exclusivitate care le-am pregătit medieșenilor, lansarea albumului Stângul de a visa al lui Ioan Ghiuri Pascu, parteneri media la cea foarte importantă campanie antidrog realizată de către cei de la Clubul Rotary, interviuri cu trupe de primă mărime, i-am avut pe cei de la Holograf, nu în Mediaș, dar am fost la Sibiu și am realizat o emisiune specială Lentila de contact de o oră cu băieții de la Holograf. I-am avut pe cei de la Clas, Mircea Rusu și, bineînțeles, cu medieșanul nostru Adrian Andone, care a fost și este până în acest moment singurul medieșan care a ajuns pe vârful Aconcagua. Alte evenimente, bineînțeles, bune sau rele, am încercat să le acoperim în ceea ce privește viața noastră de zi cu zi, adică ascultătorul Radio Ring, și am rămas, suntem siguri, un adevărat prieten pe 90.2 FM. Altă realizare a fost și ceea ce, să spunem, au așteptat mulți, dar din afară, nu din media, și e vorba de recepția postului pe internet. Astăzi este o zi aniversară, 6 ani și 7 ore de transmisiune în continuu pe internet la Radio Ring. Am fost sunați din New York, din Israel am primit deja și câteva MP3-uri cu salutări, medieșeni din Canada ne ascultă și ne felicită de acolo, de asemenea din Germania, unde se pare că avem foarte mulți ascultători, și probabil până la finalul petrecerii, care continuă, să rămânem surprinși de cine vom fi sunați. Și ce mai pregătește Radio Ring pentru anul ăsta? Pregătim o nouă pagină de internet, care să sperăm săptămâna viitoare va fi definitivată. O să avem un alt look, să spunem, pentru cei care sunt pasionați de calculatoare, și până la finalul verii o să pregătim o grilă puțin, să spunem așa, mai de vară, mai lejeră, pentru că lumea e în concediu, evenimentele sunt așa cum sunt în fiecare vară, mai puține, și lumea, sunt sigur că vrea mult mai multă distracție, divertisment și muzică bună pe 90.2 FM. Ei, nu sunt chiar de 6 ani la Radio Ring, de 2 ani și jumătate. Este a 3-a aniversare, ne simțim bine, ne bucurăm mult și cineva îmi spunea să o prind a 100-a aniversare, sper. Bine, înseamnă 6 ani de muncă, 6 ani de a face ceva cu plăcere. Pot să zic că radio e viața mea, îmi place foarte mult. Și, cum să zic, deci la radio vorbești ceea ce simți. Le zici oamenilor ce simți. Poate impresionezi cu ceva, poate le faci viața mai bună, mai frumoasă. Ceva extraordinar. 6 ani, cred că într-adevăr e ceva, având în vedere că sunt printre cei care au fost în prima linie, dacă aș putea spune aici. Ne-am născut odată cu radio acum 6 ani. Mi amintesc de preselecția de la sala sindicatelor atunci când am dat un fel de examen. A fost greu examenul? Au fost exigenți cei care te-au testat? Au fost niște chestii surpriză, într-adevăr, acolo, dar n-a fost cine știe ce, da, asta. 6 ani, ce să spun, de matinal, în primul rând, pentru că matinalul și clasamentul top 40, în care am evoluat, zic eu, am mers spre bine, chiar dacă ascultătorii s-au schimbat pe parcursul acestor ani. Sunt menținerea radioului, am venit la radio doar de 3 luni de zile. Cred că am venit aici mai mult dintr-o întâmplare și se pare că fiecare lucru pe care îl faci din întâmplare reprezintă un lucru important în viață. Cred că am ajuns la locul potrivit într-unul din momentele care nu se ivesc în fiecare zi și îmi place foarte mult ceea ce fac, și cred că farmecul radioului este faptul că
pune ascultătorul într-o ipostază de a-și pune imaginația la contribuție. Vorbești serios? Foarte serios. Păi, pentru mine, ca ziarist, înseamnă foarte multă muncă. Muncă de teren, care s-a depus până acum. Pentru radio este sărbătoare, probabil și pentru angajați. Se simt toți bine, după cum văd. Radio Ring întotdeauna, de acum 6 ani de zile, mi-a plăcut. Și am făcut tot posibilul să ajung aici și iată am ajuns și e primul aniversar la care iau și eu parte. Și mă simt foarte bine, colegii sunt minunați, ne înțelegem super bine și e ceva frumos și așa cum am imaginat că o să fie această aniversare. Am un an de Radio Ring, să zic așa, fiecare vineri și sâmbătă am fost aici alături de ei și nu știu, eu am făcut chestia asta cu internetul pentru cei de afară să simte ei mai aproape de casă și văd că într-o mică, mică, mare măsură am reușit. E mișto, îmi place, e o atmosferă super și mi-ar plăce să lucrez într-un radio. Alături de echipa Radio Ring au ținut să fie prezente și câteva dintre oficialitățile locale. Ce-aș putea să spun decât că sunt bucuros că Radio Ring a reușit să se mențină încă 660, că pare frumos, 666. În primul rând, aș vrea să urez cu această ocazie multe, toate împlinirile de bine și pentru angajații acestui post de Radio Radio Ring, care de 6 ani își face cu profesionalism, zic eu, datoria și reprezintă ceva important în mass-media locală. Aș vrea să spun că această echipă de la postul de Radio Ring este o familie, zic eu, tânără, de mare perspectivă, care asigură un climat normal, așa cum trebuie să fie mass-media într-o democrație adevărată. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că această aniversare este, de fapt, o aniversare a orașului, a întregii vieți care bate în acest oraș și cred că trebuie să-i dăm atenția cuvenită și să o aniversăm așa cum se cuvine. Urez succes Radioului Ring. Aduc atât radiului cât și cetățenilor municipiului Mediaș o floare, un trandafir albastru, este simbolul Partidului Democrat. Înființat pe 12 iulie 1997, Radio Ring înseamnă pentru realizatorii programelor un loc de muncă, satisfacție de plină și pasiune. Denumirea de Ring înseamnă locul unei întreceri unde cel mai bun trebuie să câștige. Sigla o reprezintă un pinguin simpatic care nu este altceva decât prietenie și bună dispoziție. La mulți ani, Radio Ring!